Unii dintre vizitatori au analizat cu atenție ofertele, alții și-au rezervat deja vacanța pentru anul acesta, profitând de reducerile oferite de agențiile de turism. În topul preferințelor sunt destinațiile din țara noastră. Sunt încântată să văd că aici lângă noi, la Herculane, sunt o grămadă de oferte și cred că chiar voi ajunge. Am găsit oferte de vacanță în România, destul de accesibile și în locuri destul de frumoase și interesante. Ce te-ai orientat? Poiana Brașov, Cluj și am găsit o ofertă pe Transfăgărășan. Fiind și studentă la geografie, știu în mare parte și țările și ce oferă fiecare agenție de turism. M-ar interesa țările, cum să vă zic, acestea exotice, cum ar fi Thailanda, Bali, care sunt și foarte căutate de către turiști. Și agențiile chiar oferă multe pachete. Agențiile de turism au oferte pentru toate gusturile și spun că s-au adaptat și au soluții și pentru cei care ocolesc destinațiile care se află în zone de risc. Vâlcea este ofertantă din punct de vedere turistic și pot să încep cu stațiunile balneare de interes național, care atrag din ce în ce mai mulți turiști, dar și obiceiurile și tradițiile din zonă, reprezentate de depresiunea Horezu, până la Vaideni. Cele mai căutate destinații sunt în continuare Turcia și Grecia. Dacă vorbim de Turcia, vorbim de coasta Antaliei. Vara aceasta avem 3 zboruri charter pe săptămână pe Antalya. Tarifele pornesc de la aproximativ 450 de euro de persoană. Vorbim de avion cu cale inclusă, toate taxele incluse, transfer aeroport, hotel aeroport și 7 nopți de cazare într-un hotel cu all-inclusiv sau ultra-all-inclusiv. De asemenea, foarte căutată este și destinația Grecia. În primul rând, pentru cei care vor să meargă cu mașina în vacanță, se caută zona de nord a Greciei. S-au anunțat cele mai mari reduceri din istoria nu foarte lungă a târgului de turism al Olteniei și mă refer aici la peste 300 de hoteluri din Antalya care au reducere pe perioada târgului de până la 45%. Drept pentru care vă rugăm să veniți cât mai mulți, pentru că doar în perioada târgului, cu un avans sau cu plata integrală, în funcție de ofertă, puteți să achiziționați hotelurile de care vorbeam. Târgul se va încheia duminică la ora 18.